Bună ziua, dragi, și bun găsit la tine cu profonul la mine. Să le spunem prietenii noștri și suntem la casa așa, facem sigur o rețetă foarte frumoasă, tema pentru acasă, plasta a șasea, și să o fac următorul când este calculatorul și dau peste noi, să dea like și share, da? Pentru că este important să vadă și alți prieteni, nu numai pe care știu. Așadar, debutăm, sper că am și apăsat. Da. Poftim, un test ai spus, da? Da, bun. Test. Pagina de 113. 113. Așa. Te rog, bun. Calculați. Da. Calculați. Paranteză pătrată, 3 pe 4, plus 2 pe 3, împărțit la paranteză rotundă, 3 supra 4, minus 1 pe 2, închidem paranteza rotundă și pătrată, ori 6 supra 41. 6 supra 41, de capul cum vorbești, de fapt? Poți să rezolvăm paranteza rotundă. De ce capul paranteză dreaptă? 3 pe 4, plus 2 pe 3, împărțit la, aici îl amplificăm pe 1 pe 2 cu 2, și atunci 3 pe 4, minus... Spui o singură fracție. 4 viitorul comun. A, 4, 3 minus 2. Așa, urmă, ca să lucrăm de timpul, mărim, unii putem, mărim viteza. Da, 3 pe 4, închide paranteza, ori 6 supra 41. Da, dar nu stai până pe aia de nu? Că aia am făcut capul. Așa, egal mai departe cu? Egal mai departe cu 3 supra 4 plus 2 pe 3, așa. Aici, 2 pe 3, ori 4 pe 1. Așa. Ori 6 supra 41. Tot pe aia de rotundă, da. 6 supra 41 și egal cu? 3 supra 4 plus, plus? Facem o adunare, înmulțirea, așa. 8 supra 3, da. De paranteză, 6 supra 41, da. Aici amplificăm cu 3 și cu 4, da. O singură fracție. Nu-i probabil este. 12, 9, plus 32, și 2, ori? 30, ori 7 supra 40. Da, și egal cu? Egal cu 41, mai repede, și 14, ori 7. Aici îl putem simplifica 6 cu 12, să nu pierdem timp. Deci toți îmi poate face face. 41 cu 41. Va fi 41 cu 41, corect. Și atunci, aurea urmă cu sumă, aurea ca. Da. Salut, salut! Gen. Sunt într-o lecție de matematică, am pornit treaba eu. Da. Da. Dar până, știi când? După ora 7. Nu, după 8. După 8. Da? Mâine, 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 mâine. Corect, corect, da. Așa, așa, așa. Uite așa. Bine, un salut. Uite, nu ne putea urmări, pentru că nu avea să urmări. Adică, numai imagine nu se nota. Deci, cât rămâne acolo? 41. 1 pe 2. 1 pe 2. Deci, final 1 pe 2. Da? Deci, egal cu 1 pe 2. Asta este răspunsul corect. Scriu pe cealaltă pără că după... Da. Bine. Da. Pusul pe 8. Paranteză pătrată, 7 pe 5. Și împărțit la 14 supra 15.
7 pe 5 pe 7, 14 pe? 15. Plus 3 supra 2, împărțit la paranteză rotundă, 9 supra 4, minus 1 pe 3 și 1 pe 2, suprite paranteză rotundă și pătrată, ori 2... La pătrată de unde e la început? Da. Așa. Trebuia să spui că schimbi paranteză de arte. Cred că am zis. Poate ai zis, dai că nu. Așa, ori 2 pe 7. Ori 2 pe 7. Și continuă, te rog, egal mai departe. Egal mai departe cu. Aici, 7 supra 5, ori 15 supra 14, 7 cu 14 se simplifică, 15 cu 5 se simplifică, și atunci rămâne doar 2 3 aici. Pe 2. Și sus 3, da? Da, 3 pe 2. Așa va fi. Dar 2 pe 2, da. Plus 3. 3 pe 2, împărțit la 9 supra 4, minus 1, 2, 2, 1, 3, 3 pe 2. Da. Închidem parantezele, ori 2 pe 7. Așa, da, pe atât, da, ori 3 pe 7 și este egal cu... Este egal cu 3 pe 2, plus 3 pe 2, împărțit la... pe a doua o amplificăm cu 2. Numitor comun e 4, 9 minus 6, 2, 2 pe 4. 9 minus 6, 3. 9, a, 3. Deci pune doar 3, da? 3 pe 4. Da, 3 pe 4. 4. Și mai pune paranteza rotundă din făcut. Punem doar o rotundă la început. Ori 2 pe 7. Așa, și egal cu comun e 4. Egal cu 3 pe 2. Deschid în paranteza și 3 pe 2. 3 pe 2 ori 4 pe 3. Da. 3 ori 2 pe 7. Închidem paranteza. Da. Ori 2 pe 7. Da. Și egal cu. Acum 3 cu 3 se simplifică, 4 cu 2 se simplifică și rămâne doar 2 pe 1. 1. 2. Și vine 3 pe 2 plus 1. 3 pe 2 plus 2. Plus 2 pe 1. Da, tot o de. Amplificăm cu 2. Exact. Numitor comun e 2. Da. 3 plus 4. 7. Așa, ori 3 pe 3. Ori 2 pe 7. Și este egal cu? Cu 1. 1. Perfect. Deci la 1 a fost mai două puncte. A, B. A, B, C. C. Puncte. Paranteză pătrată. Da. 5 în 3 și 2 pe 3, plus 1,5 în perioadă. 1,5 în perioadă, da. Minus 2. Da. Închidem paranteza pătrată. Da. Împărțit la 15 în 3 și 2 pe 3. 15 în 2 pe 3. Așa. E gata. Aici introducem întregii. Da. 15 și cu 2, 17 supra 3, plus 14 pe 9. Da, da, te-ai făcut foarte bine. 14 pe 9, să legi spre 15 minus 1, minus 14. 1 supra 9, așa. Minus 2 pe 1. Da, 2 pe 1, se spune așa. Împărțit la 15, 3. 45 cu 2, 47 supra 3. Da, fiecare cu. Numitorul comun este 9. Da, și punem 9. Și atunci amplificăm cu 3 și pe ultima cu 9. 7 ori 3, 21 și 2, 3 ori 1. 51, da. Plus 14, plus 18. Minus 18. Minus, da. Închidem paranteza rotundă, împărțit la 4. Nu mai avem paranteză, că pe paranteză l-au luat fracție. Știi că n-avem o singură fracție, nu mai e prisos. Împărțit la 4. Mulțit de la trecut. Am mulțit la trecut 3 supra 47. Și egal cu? Și egal cu? 2 5 60
5, nu? A, da, 65. Minus 18. Supra 9. 93 se putea așa să înțeleg aici. De un moment. A, da. Și rămâne un 3. 3 ori 1 pe 47. 65 minus 18. Trebuie să facă 47, zic și eu. Adică 8 din 15, 7. 1 din 5, 4. Hai să identificăm asta și facem din nou 1 pe 18. Și cu asta nu cred că am făcut subiectul 1, nu? Nu, mai e și D. Și D? Păi, zici eu. D. Da. Acolată. Da. 4 plus 7 întregi și 2 pe 3 minus 2 întregi și 1 pe 4 ori paranteză pătrată 0,7 în perioadă minus 0,2 în perioadă închidem paranteza pătrată și acolada împărțit la 4 întregi și 5 pe 6 plus 7,25. Atât, da? Da. Și egal. Calcul. Ne deschidem acurată. 4 plus 6 3. 16 și cu 2. 20 pe 3. Da. Minus 9 pe 4. Da. Ori 6 pe 10. 6 pe... nu? Pe 9. 6 pe 9. Ok, se simplifică și faci 10 pe 3. 2 pe 3 minus 2 pe 9. Da. Închidem paranteza pătrată și acolada. Da. Împărțit la 28 supra 6. 28 supra 6. Simplificăm. Lăsăm pe capăt așa, așa. De regulă, când noi vezi, 28 prin 2, 14 pe 3. Scrii fracțiile cele mai simpluții. Ai zis 4, 6, 24 și cu câte ai zis? Și cu 5. Și 24, 5, 29. 29. Deci 29, acum să mai simplu. 29 pe 6, 29 e doar prin plus. Plus 725 pe 100. 25 pe 100. Și egal cu? Deschidem marcola, da? 4 pe 1 plus 20 pe 3 minus 9 pe 4 ori 2 pe 3, că o fă 6 pe 9 și am simplificat prin 3 și 2 pe 9, că e zis periodic aici, 2, da. Și 2 pe 9. Și aici am putut mai și numai cât cu... cu 3. Cu 3. Deci... iar atunci o să vină 1. Deci chiar pe cât faci, să vedem și noi unde suntem. 9. Deci este 4 plus... 4 plus 20 supra 3. Da. Minus 9 supra 4. Ori, deschidem paranteza pătrată. 6 pe 9 minus 2. Ori, deschidem paranteza pătrată. Deodată 6 minus 2. 9. 6 minus 2. 4 pe 9. Da. 4 pe 9. Închidem paranteza pătrată. Nu mai avem să paranteza pătrată, că a făcut-o. A făcut paranteza rotundă. A rămas acolo asta aceea. Nu? Că e 9 pe 4 ori fracția asta. 4 pe 9. Nu. Părțit. La 29 supra 7. Da. Plus 720. Simplificăm acolo, nu lăsăm fracția aceea așa. Prin 25, credeam. Pentru că 725 se împarte pe 25. 25 în 100.
Într-o sută, 25, într-o sută mergi 4 ori. Da. Cum sunt 700, 7, 4, 28. Și mai rămâne un 1, că 25 e acela. Deci, 29, cred că dă. Ia fără tot părțirea, eu așa sper, că dă 29. 4, 7, 25, la? La 25. Da, la 25. Deci 29 mi-a ieșit mie. Ia vezi dacă așa este. Da. Deci ai înțeles cum a făcut? Într-o singură sută merge de 4 ori. Să fie că 700, 74, 28. Dar și 25. 25 mai merge odată. Și atunci am zis 29. Da? Deci când ai inimul ăsta și simți așa, câștigi la mama. Am mai mult, am 600 aici. Iată, zic, 29 pe 4. Da. Da? Deci, plus 29, ce fără? 29 pe 4. Și egal mai departe, cu 9 cu 9 pe 3 aici. Da. Și 4 cu 4. 4. Și a rămas 1 aici, nu? Da. Facă bine. 4 pe 1. 4 și cum ăsta? 4. Nu, e scăzut 1. Da, 4 zile putem. Face 3 de dată. Da. 4 scăzut pe 1 ăsta. Că pot face așa. Dacă vrei să o luăm cu cetinitorul și da. El îți indic niște lucruri care să-ți mărească cu de lucru. Că și aici trece. 4 scăzut 1. Da, face 3 plus 20. Plus 20. Pe 3. 3 pe 1, sigur că dai, să înțeles, 3 pe 1. Plus 20 asupra 3. Tot putem. Tot putem. Tot putem. Tot putem face. Mulțit, că mulțit acum. Deodată, ca să nu mai pere. Da, mulțit cu 7 supra 29. Da. Plus 29 supra 4. 20. Așa. Mare. Amplificăm pe prima cu 3. Adică da. 3 pe 1, 9 supra... Și cu 20. 3. Da. 29. 29 pe 3, mulțit. Am împărțit la 6. Nu, mulțit cu 6 pe 29. Am mulțit cu 6 pe 29. Știi, 29? Da. Plus 29 supra 4. 29. Și 29. 7 cu 3, rămâne doar 2 pe 1. Da. Plus 29 pe... Plus 29 supra 4. Așa. Amplificăm pe prima cu 4. Da. 8 supra numeritorul comun 4. 8 plus 29. Face 37. 37 supra 4. 37 supra 4. Așa asta este rezultatul. Ei, ce ai învățat de aici? Că nu neapărat, ci mai poți face, o faci da. Cu cât ai viteza mai mare, cu atât câștigi timp. Și dacă ai câștigat timp, una s-o lădăiești să scrii 7 ori și tot acela, și alta e să faci la fiecare moment ce trebuie făcut. Da. Da? Pentru cel care mă ia așa și tot scris și nu mi-a ajuns timpul. Dar nu a ajuns pentru că chiar ai lăduit, o cealaltă care face și are viteză mare, are timp să-și recorecteze. Trece. E văzut fracția în care am văzut-o. Când am văzut 75 pe 100, am scris numai așa, dar nu puteam să o lăsăm așa, ci în așa te fică, o să face tot în fracții ireductibile. Da. Deci cu fracții ireductibile lucrăm. Deci mai departe. 2. 2. Nu am așa. Ce se vrea acolo? Calculați. Calculați. Numărul de 9 ori mai mare decât 12,5. Deci se calculăm numărul? Numărul de 9 ori mai mare decât 12,5. Adică numărul acela e egal cu 9 ori 12,5. Da. Asta îți face o puțin, nu face la pe cea. Iată-o. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 83, 84, 85, 86
Din nou ordine mare și despre 5,5. Și cum faci acum? 5 ori 9, 45, 5 și 4. 9 ori 2, 18 și cu 4, 22. 2 și 2. 9 ori 1, 9 și cu 2, 11. Avem doar, punem virgula, 112,5. B. Numărul de 7 ori mai mic decât 28,3, supra 13. Deci de 7 ori mai mic. Mai mic decât 28 supra 13. Numărul, hai să zicem, e de 7 ori decât 12? De 7 ori mai mic decât? De 7 ori mai mic decât 28 supra 13. Adică ce facem? Transformăm pe 12 supra 13. Dacă de 7 ori mai mic, trebuie să facem o împărțire. Pe cine la cine? Când o zis de 9 ori mai mare. Deci transformăm pe stan. Deci o dată de câte ori spune de 7 ori mai mic. De 7 ori mai mic decât 28 supra 13. Pe cine o împărțim la 7? Pe 28, pe 13. 3. Da. Că noi căutăm pe altul care este de 7 ori mai mic decât ăsta. A. Deci dacă e de 7 ori mai mic decât acela care ne dă, pe 28, împărțim pe 28 pe 13. Asta vreau de la tine, să înțelegi pe cine împărțim. Noi vrem oricum de 7 ori mai mic decât cine, decât ăla. Ăsta e 28 pe 13 și mă împărțim la 7, da? Deci 28 supra 13 împărțim la 7. Care înseamnă în egal mai departe cu? 28 supra 13 ori 1 pe 7. 1 pe 7, da. Și egal cu? Egal cu 28. Și 7. 7 cu 28 rămâne 4. Adică 4 pe 13. Ăsta este numărul de 7 ori mai mic decât 28 pe 13. Da? E rolul de împărțire. Când zice de atât de ori mai mult, înseamnă mulțire. Când de atâtea ori mai ce facem o părțire. Da? 3. Da. Calculați 7x plus 4y înlocuind pe x cu 2 pe 3 și pe y cu 9 pe 5. Deci expresia e de x și y, care se face mai așa. E de x și y, expresia asta este 7x plus 4y. Cu cine este egal y de cât? X egal cu 2 pe 3. Y de 2 pe 3. Și? Și y egal cu 9 pe 5. 9 pe 5. Vezi? Dacă expresia y de x y arată așa, 7x plus 4y, calculați y de 2 pe 3, adică loc de x am pune 2 pe 3, vezi? Și loc de y punem cât 9 pe 5. Și atunci zice, este egal cu 7 ori... 7 ori 2 pe 3. Da. Plus 4 ori 9 pe 5. Exact. Și egal de parte cu... Pe 7 scriem ca 7 supra 1. Asta e mulțire. Și 7 pe 1. Să se înțelege exact pe noi. Adică 7 ori 2. 14 supra 3 plus 36 supra 5. Da, 36 supra 5 și este egal cu numitorul comun este 15 5 ori 4, 20, 0 și 2, 5 ori 1, 70. Da, 70 plus 3, 6, 8, 10, 9, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8
uite cum gândesc. 15 ani, 35. Da. Prin 5, nu? Prin 3. Suma. 8 și 8, 16. Nu simt. Prin 2, nimic. Lăsăm așa. Mai departe. 4. Așa. Calculați area dreptunghiului de lungimea 3 între 2 pe 5 metri. Deci calculați area
spune-mi pe acolo. Așa. De lungime 3 întregi și 2 pe 5. 3 întregi și 2 pe 5. 2 pe 5, da? Da. Și lățimea? Și lățimea 2 întregi și 1 pe 4. 2 întregi și 1 pe 1 pe 4. Da. E ca cu cine are mai dreptul? Cu 2 ori... Deci lungimea ori lățimea. Da, lungimea ori lățimea. Deci are egal cu lungimea ori lățimea și egal cu 3 întregi și 2 pe 5. 3 întregi și 2 pe 5. Ori 2 întregi și 1 pe 4. Care face în final? 17 și 5. Da. Ori 1 pe 4. Nu o să fac. Pe cine mai cu 4? Atenție! A, nu. Simplifică mea spoate, dacă avem ce. Nu avem. Ce multe? Da. Factor 9, 63 și 7. 9 ori 1, 9 și cu 6, 15. Așa. Supra, 5 ori 4, 20. 12. Mai departe? 5. Da, 4 plus 5. Da. Calculați numărul necunoscut din fiecare relație. Suplimentul A. A paranteză rotundă. X plus 2 întregi 8 supra 15. Negativa paranteză rotundă. Ori 3 pe 2 egal cu 5 întregi și 1 pe 4. Echivalent. Când e vorba de egalități de astea, zicem echivalent. Ce lucrăm, ce se poate lucra. Adică, înducem, trecem fracții, facem toată operația. Adică, x plus 28 fra 15, ori 3 pe 2, egal cu 21 pe 4. 21 supra 4. Așa. Acum... Trebuie să avem pe X ăsta. Deci, e asta, ori asta e egal cu așa ceva. Cu cine e egal unul dintre? E un produs aici. Ca să dăm paranteza asta, dacă ăsta ori ăsta fac așa ceva, cât e unul din termeni așa ceva? Că de 2 ori 3 e egal cu 6, da? Da. 2 ori cine este egal? Cu 6. Se împărțim la 3. Deci 2 e egal cu 6 împărțim la 3. Da. Ca și cum asta ar fi 2, ăsta ar fi 3 și asta ar fi 6. Cu cine este egal? Cu 21 supra 4, împărțit la 3. Sigur, deci echivalentul ăsta, adică x plus 28 supra 15 egal cu 21 supra 4 ori 2 pe 3. 21 supra 4, parcă am împărțit. De-ai zis vreodată, da? Da. Ori 2, 3. 21 și cu 3, 2 cu 4 și rămâne doar 7 fra 2. Deci scrie echivalentul de lungimea, da? Cum ar zice că x plus 28? 28 fra 15 egal cu 7 pe 2. Corect. Echivalent. Acum pe X va fi egal cu cine? Cu 28 supra... Ia gândește bine. La 7 pe 2. Așa. Minus 2. Așa, așa. Nu? Pentru că acolo de la mână le știi. Deci de aici tot e că X egal cu 7 pe 2 minus 28 pe 15. Pe prima am simplificat cu... N-am nimic comun să ne gândim la aflarea aceea pe care nu zic comun, așa că, pur și simplu, metodul e 30. 5 ori 3. Da? Și prima am venit și cu 15. Și ala pe 2. Și cu 2, da. Ia să vă scriu la face. Deci, X-a fie egal cu... 105 minus... Primul tot comun 30, nu? Și face 105, ce zis? Da.
Minus 2 ori 28, 56. 56, totul supra 30. Am pus-o sigur în inflație. Și cât va face? 105 minus 56. 9. 9 rămâne 9 minus 5, 4. 49 pe 30. Nu se poate simplifica nimic, deci rămâne așa. Da? Deci aici a fost, ce a fost aici, ce te-a sfârșit? Cum era fi pe asta? Da. E un produs, unul din teme produsului, dar și rezultatul, rezultatul se poate celălalt. Da. Nu? 3 ori 2 e 6. 2 egal cu 6 plus la 3, sau 3 egal cu 6 plus la 3. Da. Venit. 2,18 împărțit la y egal cu 109 supra 1000. Echivalent. Vezi că este greu să zicem echivalent. Transformăm pe 2,18 în fracție sau pe 109 în număr decimal. Da, dar el aș merge pe fracție, mai bine. Da. Da. Deci și într-un fel și celălalt tot merge, dar mai avem de lucru mai, mai incomod, parcă se pare. Hai să zicem. 208, 30 supra 100, împărțit la y, egal cu 109 supra 1000. 109 supra 1000. Acum y, egal cu... Da, ia să vedem. 109 supra 1000. Aici nu prea știi ce să zici. Dar aici e un pic în dubiu. Hai să facem un caz complet. Eu vreau să înțelegi bine fenomenul. Uite, 6 împărțit la 2 egal cu 3. Da. Adică 2, pe ce? Pe 2 trebuie să faci. Împărțitorul. Da. Nu? Cât e cum este y, da? 2 egal cu cât? Cu 6. Împărțit la 3. Împărțit la 3. 218 supra 100, împărțit la 109 supra 1000. Vezi? Da. Deci când ceva nu e sigur, ai face un model. Da. Eu am vrut să am așezat așa modelul, adică cineva, împărțit la cineva, egal cu atât. Ceva, 6, împărțit la 2, egal cu 3, nu? Da. Și atunci 2 cu cine este egal? Cu 6 de împărțitul, împărțit la cât? Da? La câtul împărțim. Da. Bun. Și atunci, am semnat de aici că y. Y egal cu 208 supra 100. Așa. Împărțit la 109 supra 1000. Deci, împărțit la 109 supra 1000. Dar înseamnă mai departe cu 218 supra 100. Doar
suntem 109 complete. Și asta vedem. 109. 2180 la 109. Merge... De două ori. Că era pe triplă etară, nu? 10, da, a ieșit. Deci face 10. Nu, 20 face. De două ori și 0 la 10. Da? Da. 20. Și te bate ești. Ave ce nu? Nu, asta. Și? Și 6. Să vedem. La un atelier de croitorie, dintr-un palot de strof, de 51,85 metri. Se confecționează 15 paltonuri și 8... Paltane, nu? Paltonuri? A, pantaloni și 8 costume. Da. 15. Pantaloni. 15 pantaloni. Și 8 costume. Și 8 costume. Ce cantitate de stof rămâne dacă pentru un pantalon se folosește un întreg și 1,5 metri, iar pentru un costum 2,3 metri? Lasă, pentru un pantalon se folosește ce? Un întreg și 1,5 metri. 1,5 metri. Iar pentru un costum 2,3 și 3,10 metri. 2,3 și 3,10 metri. Idei. So... Dacă un singur pantalon e un metru și o cincime, la 15 pantalon? Mulțim cu 5. Sigur, un metru și o cincime, cu 15. Deci ca să vezi pentru pantalon, în dreptul lor, zici. În dreptul 15. 15 ori 6 pe 5 egal cu, să vedem cât mai pe 5 cu 15 simplifică și face 3 ori 6 18 metri pentru 18 metri pentru pentru câți? 15 pantaloni. Da. Iar pentru costume 8 ori 23 egal cu 23 da, să se mai simplifică între timp 8 cu 10 și aici face 4, 65 totdeauna e greu să faci masă simplificări ca să nu muncești 4 ori 23 face 4 ori 12 4 2 4 4 2 4 3 4 2 8 1 9 4 2 8 1 9 da. Supra 5 supra 5 și cam atât fără, nu? 92 pe 5 da. Metri pentru costume. Pentru câte costume? Pentru 8 costume. Și acum, cât vrem să vedem cât a consumat pentru pantaloni, cât a consumat pentru costume, ne adunăm și cum scădem din tot materialul, din planul 3. Da. Deci, total, total, metraj, metraj, consumat. Adică, totalul, câți metri a consumat pentru 15 pantaloni și 8 costume, înseamnă 18 plus 9,25 supra 1. Da, să subînțelege și nu mai pierzi timpul. Am fie un repede cu 5. Cât ți mai scriu încă o dată 18 supra 1? Da. Deci te obișnuiești cât de ca să ai timpul. Cât ți-a consumat timp, că deci mâncă 18 pe 1, că zici ce? Da, pe fie repede, să subînțelege că ești 1. Cu 5 îți scriu sigur fracții 5, iar acum am înțeles și cu 5 și 5. 0 și 4, 90. Da, plus 90. Și
facem un total, 182. 5 metri. Atât s-au consumat în total. Și acum... Câți au mai rămas? 182. Deci, 100... Mai 51. Deodată, 5, 1, 8, 5, 5, 5 pe 100. Așa, 182 la 5. 182 la 5. Egal. Noi oricum, asta se mai poate simplifica și așa. Da. Nu? Sus, jos. Prin 5 merge, da? Da. 5 în 5 o dată. Da. 5 în 1 de 0. 5 în 8, 10. E pobre pe 8. De 1, 3. De 3 ori pe 15. De 35. Supra 20, da? De 5 în 20. Minus 182 supra 5. Să vedem că sunt de mai ușor de urmă. Neapărat nu întorc un preț de 20. Am 4. Aici cu 4. Punem 20 și întorc 1. Și face 1037 minus 4 ori 8, 4 ori 8, 32, 23, 4 ori 4 și 37. Deci 1037 din 728, ia vezi cât face, 20. Ia să vedem. 1037 minus 728. 0, 3, 3, 5. Deci din 8 din 17, 9. 9, 0. 0 și 3. 3 spre 9 supra 20. Deci rămâne în val 3 spre 9 supra 20. Și dacă vrem să vedem cum trece, nu știu ce, facem împărțirea efectivă, așa să vedem vector merge și restul acolo cum s-o dat și sub formă de 3. Dacă nu, lăsăm 3 spre 9 supra 20 metri rămâne în val. Da. Ca să trebuie să vezi întregi, trebuie să facem părțile. Și cum ar veni? 300 din 9. Ia să vedem, 300 din 9. Părțile. 20. 20. 20. 20. 9. Merge cam de 5 ori, nu? Dintr-o 100. Da. 100. Și 9. 9 e restul. Da. Și ar fi 15 întregi și 9 supra 20. Da? Așa scrie. 15 întregi, comers de 15 ori și restul 9 pe 20. Dacă e totuși întregi în fracție, de 5 ori 20 și 9. Adică 39 supra 20. Deci asta a fost răspunsul, da? Atâția metri mai rămân. 15 metri și 9 supra 20. Adică dintr-un metru facem 20 și luăm 9 bucăți de cer. Da? Mai este ceva? Nu. Nu. Vezi? Este important să știi să lucrezi cu fracții. Iată problema asta, dacă nu știi lucruri cu fracții, nu. Nu puteai face deloc. Pentru că la urmă mi trebuia, ți-a zis așa, câți metri mai rămân în vală? Păi dacă la un singur pantalon se consumă atât, alea 15, dar trebuie mai mult, deci să știi să mulțești 15 cu 6 pe 5. Să știi să-i produci și trebuie cu frații.